PNCCD își validează sâmbătă candidații pentru alegerile parlamentare. La București va fi organizată ședința Consiliului Național, iar fiecare filială își va face cunoscute propunerile. În Mehedinți, listele cu semnături au fost finalizate. Sâmbătă la ora 11, la sediul partidului din București, va avea loc ședința Consiliului Național, care va aproba candidații pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie de anul acesta. Pe liste sunt mai mulți candidați, nu pot să vi-i comunic până nu sunt aprobați. Noi, de fapt, participăm împreună cu Alianța noastră România, pe listele Alianței noastre România. În județul Mehedinți am strâns semnăturile necesare, ele au fost înaintate conducerii partidului pentru a fi depuse. Membrii ai Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat vor candida la alegerile parlamentare pe listele Partidului Alianța Noastră România în baza unui protocol semnat încă din luna august de către liderii celor două formațiuni, Aurelian Pavelescu și Maria Munteanu.